de zile. A început anul călătorind pe 2 ianuarie și a sărbătorit ziua de naștere în Vietnam, apoi a stat aproape o lună în Bali. Iar Laura Coso este acum aici cu forțe proaspete și cu amintiri din vacanță, iar noi vrem să vedem aceste imagini, să vă spunem și dumneavoastră, da, oameni buni, se poate, trebuie doar să vrei. Se vrei, să vrei, să vrei. Păi și eu vreau. Păi vrei, păi și de ce nu te duci? Laura Cosoi. Săruna, Laura. Salut! Iartă-mă că nu o pot să alerg într-un picior la tine să vin să te îmbrățișești. Ce faci, Laura? O piruetă, ceva. Arăți trăznet, la mulți ani. Mulțumesc! Anul minunat, cu fericire și cu împlinire și cu sănătate. Mulțumesc mult de tot și ție. Pe 2 ianuarie a fost ziua ei, oameni buni, la mulți ani. Mulțumesc! Ai fost în Vietnam? Am fost, da, în Vietnam. Cu copiii? Da, da, dar e a treia oară când am ajuns în Vietnam, prima dată cu copii. Însă. Haide să luăm un loc aici și spune-ne de ce îți place atât de tare Vietnamul, dacă ai fost de trei ori acolo. Păi să știi că prima oară am fost în Vietnam acum mulți ani, foarte mulți ani, cred că prin 2010, dacă nu mă înșel. Da? Deci aproape 13 ani. Am făcut tot turul Vietnamului, din sud până nord, cu trenul, cu mașina. De cu ce Vietnam, știi, adică te gândești? Pentru că era o destinație, făcusem atunci Thailanda și mi-am dorit o lună să-mi petrec în Asia. Mi-a plăcut foarte mult Thailanda, cu un an înainte de Vietnam. Da. Și zic, vreau să văd mai mult, să descoper mai mult. Și atunci am fost în Cambodgia, Vietnam, Malaezia, Singapore, deci a stat o lună. Astea sunt poze din Vietnam? Da, astea sunt pozele din Vietnam. Am fost în Ho Chi Minh și am stat 3 zile, apoi am fost în Phu Chok. E o insulă care... pentru 200 de euro. Care este capitala Vietnamului? Hanoi, zic eu. Ho Chi Minh. Dar unde ai mai fost? Phu Chok. Este o insulă. Dar unde cusește? Phu Chok. De pe, sau Phu Chok, sau depinde Phu Chok, cum se pronunță. Și cât ai stat în Vietnam? În Vietnam am stat 2 săptămâni. A fost foarte frumos, am fost pe insulă. Pentru că e mult mai sălbatică insula, ne-am dorit cumva să ne debarasăm de haine și de toate lucrurile astea, pe care le iei cu tine când mergi într-o vacanță la frig, de exemplu, în vacanță la cald e altceva. A fost foarte, foarte frumos, am descoperit satele plutitoare, am descoperit pescarii, viața lor de acolo. E o insulă mai puțin mai puțin turistică, aș putea spune, în sensul că nu toată lumea alege să meargă prima oară în Asia tocmai acolo, însă mi-a plăcut foarte mult, a fost pentru prima oară când am ajuns și am să mai merg. Iar de acolo fost în Bali? Am fost în Bali, unde am stat o lună și a fost un vis de vacanță. O lună? Da, dacă tot zbori atât de mult și mai ales dacă în ceea ce privește profesia mea e posibil ca în luna ianuarie să nu am atât de multe spectacole și să le amân cel puțin. Foarte frumos. De ce nu? Cosmin a putut să lucreze la distanță, ceea ce a contat iarăși foarte mult. Fus orar ne-a ajutat, distanța, adică fus orar e 6 ore diferit și a fost chiar... altfel. Și a stat în același loc o lună de zile sau v-ați plimbat? Nu, ne-am plimbat în Bali, pentru mine Bali înseamnă zona Ubud, care e o zonă, e foarte turistică, din ce în ce mai turistică, însă găsești locuri mai puțin populate, ca să spun așa. Și evident apoi am ajuns la mare, unde nu recomand în mod special în perioada asta anului ca oamenii să ajungă, dacă ajungă în Bali și la mare, pentru că s-ar putea să întâmpine tot felul de peisaje mai puțin bucurătoare, mă refer aici la deșeurile din Java, care în timpul ploilor din perioada asta ajung multe în Bali, așa că marea nu este atât de limpede și de frumoasă, arată mai mult ca Marea Neagră la noi vara. Dar imagini de acolo. Deci ce? Dar trebuie să-ți povestesc că după... Că și aia e pe acolo. Nu, cred că a ajuns după și oricum, dacă e în nord, e mai greu să ne întâlnim dacă eu sunt în sud. E și traficul destul de întortocheat pe acolo. Cât costă o vacanță în Bali? Pentru că acolo e mult mai accesibil, nu? Decât sigur în alte multe E mult mai locuri. Accesibil decât la munte în Poiana Brașov, în România. Mult, mult. Adică, dar odată ce ai ajuns, adică ai plătit biletele de avion, pe care dacă ți le iei din timp, s-ar putea să fie cumva de decent ca preț. Ok, nu este o vacanță pentru toată lumea, dar să știi că am întâlnit în Bali foarte, foarte mulți români care călătoresc și ajung să se mute acolo de unii singuri, adică nu că merg în grupuri și... Deci unde mergeam, auzeam în jurul meu limba română și erau, sau în fine, vorbeau la telefon sau erau cu încă cineva sau ne auzeau pe noi că vorbim română și intrau în discuții. Foarte multe tinere care lucrează acolo, corporatiști care lucrează acolo, netul merge foarte bine. E o viață foarte bună pentru expați, pentru că trăiește cumva in the middle of nature, da? Și simți așa
că te reconectezi cu natura, căci în tot ce înseamnă, parcă îți aduce aminte mai mult de vacanțele acelea la bunici, la țară, deși e total diferit. Nu prea aveam așa pe la Stănești, pe la mine, palmierii. Ba nu, dar să știi că pentru ei, felul în care trăiesc e foarte similar cu felul nostru în care, când eram noi la țară, atât de primitiv și de interesant. Cât mai e un masaj în bani? Păi depinde, poți să faci masaj cu 300 de euro pe oră sau poți să faci masaj cu 15 lei. Adică la 300 de euro ce-ți face? Nu știu, n-am ajuns la ăla. Eu nu m-am dus la masaj acolo pentru că, adică m-am dus la masaj, dar nu la din ăla, din resorturi. Eu am ales să merg doar în resortul în care am stat eu. A fost greu cu copiii? A fost foarte frumos. Hai să aleg să spun partea bună. N-a fost ușor, dar a fost foarte, foarte, foarte frumos. Mi se pare că vacanțele cu copiii, pe noi cel puțin, ne ajută să ne reconectăm unii la ceilalți. Mi se pare că ne dezvoltăm foarte frumos împreună. Mi se pare că, într-adevăr, copiii pot să ajungă să scoată din tine lucrurile și mai puțin cunoscute pe care le ai și le deții. Dar știi cum e? La un moment dat... Deci hai să-ți povestesc... Trebuie să-ți povestesc o scenă. Eram după o lună și ceva petrecut împreună doar cu copiii, noi, îți dai seama, non-stop. Și la un moment dat, copiii sunt și vârste diferite, adică Lara are niște nevoi, Vera altele și așa mai departe. Și la un moment dat se întâmplă că... la un moment dat se întâmplă că mergem la un restaurant un pic mai sofisticat, nu alegem în mod special să mergem la... Dar ne-am dorit foarte mult să ajungem acolo, că fusesem în urmă cu 3 ani, când am fost cu Rita, când avea un an. Și în fine, și după ce am așezat la masă, oamenii ne-au zis, știți că la noi aici e un pic mai... Nu pot copiii să urce toată ziua scările, să alerge pe aici, că aici... Că era să ne deranjeze pe ceva, da. Da, îți dai seama că e iarba și să nu calce iarba. Și eu eram, îți dai seama, uitat la Cosmin, efectiv fetele erau într-o energie din asta, că știi că nu poți să controlezi, efectiv, se pare că trebuie să taci, să stai, să te uiți în gol eventual și să nu bagi în seamă ce se întâmplă. Bun. În trecut judecam mămicile care făceau genul ăsta, aveau genul ăsta de comportament, știi că, aule, dar nu vede, copilul ăla vrea ceva și ea stătea așa pe linia ei, știi, exact, înțeleg perfect. Bun. Și la un moment dat îi zic lui Cosmin, deci după o lună și ceva, da? Măi, Cosmin, uite care-i treaba, hai să facem ceva, căci copiii ăștia trebuie să-i stăpânim, că vrem să și mâncăm, erau distanțe prea mari să schimbăm loc, în fine, și zic că hai să scoatem artileria grea. Care era aia? Care-i? Tableta. Exact, telefon. Tableta, da. Că la noi nu se întâmplă așa ceva. Deci, oricum, nici într-un caz la masă, nici într-un caz, deci au un program strict și mai ales că în vacanță, în avion au primit, dar foarte rar, deci extrem de rar, aproape deloc. Și zice Cosmin, bun, când a văzut că suntem pierduți, zice, bun, scoatem tableta, zic, hai măcar 10 minute, până reușim să ne adunăm, până reușim să comandăm, până reușim să hrănim copiii și așa. Și după aceea scoate tableta, pune acolo tableta lui, nu știu ce. Și deodată s-a făcut o liniște pe care eu n-am regăsit-o nicăieri niciodată, nu știu cum să zic. Eu nu am un moment de liniște nici măcar noaptea, calăptez. Deci în mintea mea și în viața mea, în stânga, în dreapta, în lateral, oriunde, întotdeauna există o acțiune. Că are Cosmin o treabă în ședință, că un copil vrea ceva. Adică tot timpul se întâmpla ceva. În continuu. Când ăla vrea la baie, Vera a scăpat de scutec și așa mai departe. Deci în continuu ceva. Și a fost prima oară când m-am uitat și eu într-un meniu, fără să aud cel puțin vocile copiilor mei. Deci a funcționat. Și, Doamne, s-a făcut o liniște și eram așa, zic, vai, deci zici că mi-a luat vălul de pe față, știi? Deodată zic lui Cosmin, Doamne, Cosmin, îți dai seama, putem și noi să vorbim, uite, putem să ne ducem la capăt o idee, că de multe ori interveneau și... la care zic, putem să ne uităm unul în ochii celuilalt. Și mi-e dor de asta, de fapt, știi? Să putem să nu fim întrerupți, de fapt. Și zice Cosmin, poate tu, zici, eu nu pot să mă uit în ochii tăi după ce am dat tableta copiilor. Zic, nu cred că da, exact, trebuie să simțeam vinovate. În fine, a venit și mâncarea, am scăpat și de tabletă, nu contează, am rezolvat copiii, dar... Și să mai zic una tare, după o lună și jumătate de vacanță, am zis, nu-i așa, urma să avem zborul seara, pe la 8, și eram pe plajă, în Gimbaran, foarte frumos, tradițional, și ce, zic, hai să mai stăm, să mai facem o baie mare, să mai relaxăm, să mai mâncăm, cred, am pierdut avionul, asta vreau să zic, pe scurt, admirând apusul și da. Bine, am și întâlnit o ceremonie de-a lor, care practic a încurcat drumul și la revedere. Da, acolo e la spa, aici la templu. Deci, ce e foarte frumos în vacanță... E frumos o vacanță cu copiii în Bali. Nu, noi n-am fost în vacanță, în afară de mine, care eram în vacanță, în sensul că nu lucram. Pentru că spui că Cosmin lucra, a lucrat.
Eu n-am fost nici măcar, eu n-aș spune că am fost în vacanță, că am avut treabă, multă. Adică nu a ținut neapărat de actorie și de cărți și de ce fac eu, dar a ținut foarte mult de copii. Însă am trăit ca ei, ca în Bali. Și mi se pare, e destinația mea preferată, dar ce-mi place foarte mult este că după ce am vizitat deja de două ori Bali, asta e treia oară și am stat mai mult, am bifat toate punctele turistice și acum ne-a rămas timp pentru noi. Pentru noi ca să simțim cu adevărat, să trăim ca ei, știi? Adică să știm unde e spălătoria, pentru că acolo speli hainele cu 10 lei, v-ați mutat 3 acolo? Kilograme. Este prima oară când m-am uitat cât ar fi să... Să vă mutați acolo, să ne mutăm o perioadă scurtă. Adică... Vă gândiți la treaba asta? Nu, eu. Cosmin nu se gândește la așa ceva. Eu sunt... Da, nu că să ne mutăm, dar... La Survivor e Remus, care s-a mutat în Bali. El și-a făcut casa acolo. Ai văzut? S-a construit casa acolo. Pentru că e o viață foarte bună și s-a întâmplat că foarte multă lume îmi scrie pe Instagram: mamă, dar viața ta pare perfectă. Mă sună o prietenă de-a mea și îmi zice: am nevoie de un medic pentru fetița mea. Și zic: vai, tu n-ai nicio treabă acolo în Bali. Zic: ba, da, zic că n-am dormit, că uite, copiii au făcut enterocolite și febră și nu știu ce. Și pe tot parcursul am răcit pe rând, enterocolită, febră, aia. Asta mic a răcit și ea foarte tare. Eu aproape că mi-am rupt, cred că mi-am rupt degetul, că mă doare după o lună și ceva, cred că e ceva neregulă. Trebuie să mă duc la domnul cu Dorea. Trebuie să mă duc și eu să văd ce am pățit la degetul de la picior, că nu e bine. Deci cumva în tot timpul ăsta s-au întâmplat tot felul de evenimente pe care noi înainte nu le-am bifat. Nu le-am bifat. Adică să umblăm la medicamente nu ni s-a întâmplat niciodată în vacanță. A fost prima oară. Și mi s-a părut ciudat, dar am luat viața așa cum e, știi? Adică vin, că mulți nu merg pentru că le-i frică. Aulă, dacă mi se îmbolnăvește copilul, ce fac acolo? Sunt trece timpul întotdeauna... și îți dai seama că nu mai ajungi niciunde pentru că exact, pentru că ai stat cu teamă să crească copiii când apoi iau alte probleme care poate mai complicate decât o viroză sau o enterocolită sau mai știu ce poate să facă când sunt mici. Dar să știți că eu întotdeauna mă gândesc, pe și oamenii au copii, dacă și ei tratează copiii, clar, o să-i tratăm și pe ei noștri. S-a întâmplat să ajungem și la farmacie noaptea și la spital și așa mai departe. Deci au fost momente de genul ăsta, dar nu ne-au umbrit această destinație și călătorie. Mi se pare foarte fain, cum ai spus, bă, știți, nu e niciun copii și dacă sunt probleme, totuși să nu uităm că și acolo sunt părinți cu copii care normal, dacă au probleme le rezolvă și așa normal, mai departe. Normal, adică mă raportez. Și plus că nu sunt probleme adevărate. Astea sunt niște probleme pe care poți să le întâmpini și în București. Ok, nu spun că e perfect să mergi în vacanță, dar ți-am spus, nu, n-am fost în vacanță. Oameni buni, Laura Cosoi, de obicei mai scrii pe blog la tine. N-am apucat. Și scrii și dădeai oamenilor și foarte multe ponturi, cum să-și ia biletele, unde să ajungă, da, ce destinație. Urmează. Mai faci treaba asta, mai nu? Mai fac asta, da, deci, dar n-am apucat. Laura Cosoi, oameni buni, pe blog lauracosoi.ro. Urmează. Sau scriu, pe Instagram, da. Laura Cosoi. Și pentru că e luna februarie, mai mult ca sigur s-a întors la muncă, Laura, da. Și s-a întors la teatru. La teatru, da. La Elisabeta? Și la Elisabeta, dar nu mai știu data. În februarie jucăm Ghicire de Sună, dar pe 11 acum, luna aceasta, februarie, jucăm Autor List în sală la Teatrul Dramaturgilor Români și vă mai țin la curent, că sunt foarte multe. Laura Cosoi pe Instagram, am buni, sau pe Facebook căutați și să știi că mă așteptam după stat o lună de zile în Bali, unde ținuta principală e costumul de baie, să vii neagră, să vii... Nu stau la soare. Nu stai la soare? Nu. Deloc? Nu stau la soare, da, deloc, dar deloc. Deloc înseamnă că stau îmbrăcată pe plajă. De ce? Nu știu, nu-mi place. Și nici n-am avut când. Nu știu cum să-ți explic. Nu știu, am o prietenă, în fine, care mergea cu soacra în vacanță și la mare și i-a luat-o pe soacra ei ca să o ajute cu copilul, știi, că mi-am inteles, dar... Și zice, soacra mea stătea la soare și eu alergam după copil pe plajă. Cam asta se dădea cu cremă. Nu, eu eram aia care alerga. Deci, păi de asta zic, cam asta ești, deci, persoana care nu stă la soare. Îți mulțumim mult, Laura. Mulțumesc tare mult.